Salutare și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un vlog în care îi voi avea ca invitați pe soțul meu Marian sau Mariciu și pe Sasha, care este doar așa de decor. Are aportul de drăgălășenie în acest vlog. Pentru că mulți dintre voi mi-ați tot scris și ne-ați tot scris și așteptați cu sufletul la gură acest vlog în care vă prezentam ce ne-am cumpărat din state. Iată că se întâmplă. Am făcut haos în casă, am scos de prin dulapuri, de peste tot. O să vedeți. Marian? Da, nu știu cum să vă... Eu nu prea știu cum e cu vlogging-ul cu astea. E fenomenal că am umplut canapeaua de haine. Deci, Georgiana, noi când am plecat în Statele Unite, cu câte kilograme am plecat? 26 sau 27. Și când am întors? 65. Deci, am luat atât de multe haine. Și spoiler alert, când vă duceți în state, când o să mergeți în state, la fel o să faceți. Da. Și acum, punându-le toate așa pe canapea, ne-am dat seama că de fapt nu mi-am cumpărat atât de multe lucruri pe cât credea și spunea Marian. Da? Deci el are mult mai multe lucruri. Așa că haideți să începem, pentru că o să fie un vlog foarte lung dacă ne mai lungim. Da. Da? Da. Să începem. Păi eu zic să începem cu sneaker și pentru că sunt mai puțin decât restul obiectelor. Eu mi-am luat din state 3 perechi de sneakers, ăștia, pe care am dat 130 de dolari. Nu sunt, n-au fost reduși sau ceva, e colecție nouă, se numesc Adidas, nu știu cum se numesc. Da, e greu să ținem minte numele, Georgiana, sunt atât de multe nume. Da, Adidas Night Joggers. Mi-au luat pe ăștia, în România nu există o combinație asta de culori pe care mi-o doream, eu gri cu mop, așa că i-am găsit și i-am cumpărat. Mi-am luat o pereche de 130 de dolari, am zis. Da. Dar n-a fost la reducerea aia, că colecție nouă. Mi-am luat o pereche de Inichi, știți că sunt obsedată de Inichi, ăștia pe care am dat 70 de dolari. Și mi-am luat o pereche la fel ca ăștia, ca ăștia pe care are Marian, pe care am dat 40 de dolari. Noi am fost separat în Adidas, pur și simplu așa s-a întâmplat, să ne cumpărăm aceeași pereche. Da, a fost foarte ieftin, frate, mai puțin de 40 de dolari au fost ăștia. Ceva foarte ieftin, da. Atât la capitolul încălțăminte, soțul? Eu am exagerat. Deci am luat pe ăștia, da? Cred că au fost mai puțin de 40 de dolari. Acești crazy-uri, așa se numesc crazy, pentru că chiar arată super crazy, am dat pe ăștia 60 de dolari. Chiar niște prețuri toate capul. Mi-am luat și o pereche de Nike-uri, mi se zici că sunt din cubulețe, zici că-s cuburi de-alea, da, din Lego style. Dar nici ăștia nu au fost la reducere sau ce, au fost colecția nouă. Da, și ăștia au fost 100 și ceva de dolari, au fost cam 130, parcă. Și mi-am luat acești papuci, Doamne, care merg de minune cu șosete în public, nu-i așa? Doamne, ăștia, ferește. Ăștia au fost 20, dar în outlet-ul ăla unde am fost după aia, erau vreo 15 sau ceva de genul. Ah, okay. 15 dolari, doamne, 15 coco. Da, am exagerat cu încălțămintea. Da, erau prețuri bune, adică... Da. O să trec la o chestie care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am plecat setată că vreau să-mi cumpăr cel puțin o geantă și am ajuns în acest minunat outlet în care la Michael Kors erau reduceri de la 70-80%, ceva de genul ăsta. Am dat pe portofelul ăsta 50 de dolari. Mi-am luat și o gentuță care să se asorteze cu portofelul. Așa, o gentuță micuță. Mi-mi plac gentuțe mici. Poliția, mâinile sus! Așa, am dat 78, ceva de genul ăsta. Și asta care este preferata mea, tot de la Michael Kors, pe asta am dat 80 de dolari. Prețurile, ele erau undeva la 400, asta era vreo 400, asta vreo 500 de dolari și, na, au fost super, super reducere. Am avut noroc că am prins și Father's Day și pentru că era Father's Day peste tot, erau reduceri suplimentare de încă 15% peste ce aveau ei oricum. Și am prins chiar niște mega, mega oferte. Să știți că noi, în mod normal, am fi probat astea, am fi făcut o mini parada modei. Dar nu prea avem cine știe ce spațiu. În schimb, când o să ne luăm căsuța noastră în foarte scurt timp, o să facem următoarele vloguri, vor fi frumos, veți vedea cum arată toate cele pe soție și, desigur, și pe trupul meu sculptat. Da, tocmai îmi dau seama că eu cred că am pus pudra mea de la Laura Mercier pe acolo de haine. Hai să căutăm, hai să începem cu acești blugi de la Levi's. Da, deci... Simpli. 29 de coco. Ăștia în România fără 450 de lei, nu te uiți la ei. Bun. Tăiați frumos alale, stil marician. Eu mi-am luat pe ăștia, trebuie să i-am și spălat că i-am purtat până. Tot de la Levi's, talie înaltă, blug simplu, cât negru, 30 de dolari.
Deci la fel, fără 400 de lei nici nu te lasă să te uiți la ei, repet. Așa. Tu ce ți-ai mai luat? Hai să tu continuă să continui. Da, mi-am luat o pereche de blugi tot negri de la Calvin Klein. 25 de dolari. Simpli, nu prea m-a plăcut cei pe albastru și am zis că, bă, dacă sunt atât de ieftin, hai să iau. 25 de dolari pe mână, zic eu. Foarte mișto, blugul gros. Păi că ăsta l-am luat de la... NBC Fan Shop sau da, ceva. Da, e cu No Soup For You, e din Seifel. Din Seifel. Cu 30 de dolari, 25 da, de dolari, ce vezi. Da, a fost mai scump că n-a, era din... Da, e cu trademark și toate cele. Da. O pereche de blugi pentru care, mă rog, am făcut... tur, m-am întors într-un magazin din oraș din Miami, sunt ăștia tot de la Levi's, sunt din colecția nouă și au costat 70 de dolari. Dar chiar și așa sunt mult mai ieftini decât blugii din România, adică nu se compară. Și chiar am fost în magazin în România și nu eu. Hai mai departe, tu Maria, da, nu tu, nu eu. Da, deci mi-am luat această cămașă, super șmechere. De la Tommy. Am luat-o din Macy's, din Macy's. Georgiana a găsit-o. Da, și de fapt fața este asta. Da, zici că, față zici că e dos. Zici că e pe dos, față, da. Da. A fost 20 ceva de copac? Da, 20 de dolari. La fel, fără 400 de lei în România. Dacă tot suntem la capitolul Tommy, mi-am cumpărat această rochie stil cămașă. Are și cordon, pe care am dat 40 de dolari. Da, 40 de dolari am ce dat, frumos-i. Redusă de la vreo 100 și ceva. Short Tommy. 10 Coco, ceva de genul. La nenea Tommy, să se știe, fără număr. Așa. Mi-am luat această geacă de la Levi's. Era la reducere, am dat 40 de dolari pe ea. E un fâș, mie îmi plac super mult fâșurile astea. Mai ales acum, că mai mergi în vamă, mai mergi la un munte, la ceva, e perfect e pentru vremea asta. E cu adevărat șmecher, e mult mai mișto decât a mea. Eu tot de la Levi's am luat-o și pe asta. Am dat pe ea. Hai, că și a ta e super șmecher. 50 de Coco. E același material, și al meu cu glucă, da. Dar e foarte șmecher, adică super. Să să păr și eu. Desigur, o să poartă și eu. Adică până la finalul vlogului nu o să ne mai vedem de haine. Da, mai departe, hai că tu mai ai o geacă. Geacă? De aia ți-a arătat tricoul ăsta, de la Guess. Da, e colecție cu J Balvin. Da, a fost vreo 50 de coco? Asta a fost scump. A fost scump, dar mi-a plăcut foarte mult. Oricum și ăsta era redus de la vreo 80-90, da, ceva de nu, gen. Nu, a fost vreo 40 de dolari. Da. Așa. Cred că trebuie să facem clipul ăsta în state, că ne era mai... Nu, mi-aduc aminte. Ai găsit ecoul de pe mine tot ghesie și pe ăsta l-am luat dintr-un outlet și am dat pe el 15 coco. Deci cam asta era o perețelă. 15 dolari, Marian. Îmi place să zic coco. Au sunat anii 90. Eu acum încerc să-mi întorc pe față tricourile pe care le-am purtat în state, că ne-am plecat cu puține haine. Și o să vă arăt niște o serie de tricouri de la Levi's pe care am dat 10 dolari pe bucată. Ăsta simplu, care nu are niciun fel de logo, nu sunt înnebunitare, doar nu știu, niște ochelari de soare aici super drăguți. Ceva neașteptat, mântul Levi's. Cum se zice cu Levi's sau Levi's? Nu știu. Lăsați-ne în comentarii și scrieți-ne că Levi's. Ăsta, clasic, tot 10 dolari. Deci neașteptat, e de obicei, scrie mare pe Levi's. Așa. Ăsta la fel tot de la ei, cu peace sign și cu inimioare, tot 10 dolari. Eu le-am luat că sunt materiale foarte bune, un bag de la crema ta? Nu este crema, este pudră. Așa, cred că astea sunt de la Levi's, Levi's, whatever. Mi-am mai luat din Calvin Klein, mi-am luat un tricou alb, simplu, 12 dolari, că am avut o reducere suplimentară, 12 dolari cu 12 dolari. Deci așa trebuie să scrie Levi's pe tricou, să se vadă din spațiu. Da, și ăla tot cu 10 lei luat, parcă. Da, 9,99. Opa, ți-a... N-ai problemă, Sași. Băi, n-are nimic. A început așa să dărâme. A, și ăsta. Era sufocată de hainele astea de aici. Ăsta l-am luat din, cred că din Macy's l-am luat și am dat 15 pe el. 15 dolari, ceva de genul. Așa. Mi-am mai luat... ți-ai luat niște tricouri. Da, tricouri de la Tommy. Ăsta odată. Îmi place super mult ăsta. Semnător așa, Tommy. Da, e foarte faină și îmi place mult combinația de culori. Albastru de la albastru deschis la roz deschis. Asta scop. Am văzut unul la un hanorac așa cu multe semnători. Tommy. De ce n-ai nu ți le-ai luat? Nu, am văzut în Berlin, parcă, sau nu mai știu unde am fost. Ceva de genul. Dar era foarte scump. Da. Nu, aici la outlet chiar erau super prețuri. Așa și mi-am luat pe ăsta, tot de la Tommy, simplu, mi-am luat multe tricouașe pentru că nu, știți, nu cum, nu, știți care e chestia, am obsesie și cumpăr foarte multe tricouri albe și albul
la câteva spălări începe și își mai pierde din strălucire și atunci am zis, bai, să refac stocul, mai ales că erau chiar foarte ieftine, foarte, foarte ieftine. Așa, și mi-am mai luat o pijamă de la, tot de la Calvin Klein, pe care am dat, nu știu, $15, ceva, deci, de genul ăsta. Nenea Tommy și nenea Calvin sunt foarte ieftine în state, că nu sunt taxele de import. Da, și așa cum tricou... H&M, de exemplu, e super scump. Cumpă acolo, da. Și un tricou de la, din Chinatown. Ai și unul la pe care am dat $10 cu I Love New York și îmi place super mult. Și asta e tot ce mi-am cumpărat. Eu am dat 20 de coco pe ăsta, din New York, tot din Chinatown. New York fucking city. Foarte, și pe ăsta vreau să-l port. De. Dar cred că mai lipsește un tricou, dar nu știu pe unde e. Poate pe la mine, vom afla acum. Acum Maria. Tricouri simple de la Calvin Klein, cred că a fost 15 coco. Da, 15 erau la Calvin Klein super finuț aici, materialul e foarte bun. Da, e bumbac de la fin. Sper să țină mai mult decât alea de la H&M, care se duc super repede. Așa, lasă că țină torche pe față ca să meargă mai repede. Mi-am luat un identic pe roșu, tot cu Calvin Klein jeans. Problema e că început să se pice o literă pe aici. Le-am făcut. Era Calvin Klein jeans. Asta, Maria, poftim, ți l-am desfăcut. Ah, foarte drept. Asta îmi place super mult culoarea. Levi's, Levi's, Levi's. Ah, geaca asta, ah, am dat 50 de coco pe ea. Ai zis geanta? Geaca. Vine să străduc. Hai să nu te Georgiana că te acoperi. Mulți ani trăiască! Georgiana? Georgiana! Da, deci e și de-aia impermeabilă, deci poți să nu pui mâna. Bun. Da. 50 de coco vine foarte drăguț pe mine. O să mă vedeți în vloguri, o să mă vedeți în poze, o să fiu foarte fashion cu soarele astea pe mine. Foarte fashion. Ai și un tricou foarte frumos, stai să văd un știu despre ce. Tot de la Calvin Ache, la fel, a fost 10 coco, gen... Da, sunt niște flori aici. Da, flori, fete și băieți. Deci eu chiar mi-am luat mai multe haine decât ea. Ah, îmi place ăsta, ăsta cu Snoopy. E super drăguț, am căutat și pentru mine, dar n-aveau. Tot, 9 coco, 10 coco. Da, 10, erau, aveau reducere. În outlet-ul aveau toate tricourile la $10. Hanorac ăsta a fost 30 de coco, de la Adidas. Originals. Bă, e super șmecher. Cea mai tare fază e că materialul și designul lui îți permite să fie tot timpul modotolit și să nu deranjezi. Adică Marian oricum nu-și împachetează hainele. Da, pot să le iau, să le arunc acolo, să le îndes în dulap. La fel, pantaloni, am dat vreo 10 coco pe ei, de la Adidas, de da. Antrenament, de... Pregătiți-vă! Ce glumă bună! Și această geacă de la tot Calvin Ache Klein, v-am zis că Calvin Ache Klein ți dă pe stradă, de la da, 20. E ca și cum îți cumperi de la Zara la noi în România, da, așa da. E la ei. La magazinul Cocor. Da. Și geacă $50 super finuț, brand-ul e undeva pe aici așa super finuț pe mână, la fel, 50 da. De coco. Adică ne-am luat niște haine care în România sunt scumpe. Da, le-am luat de preț de H&M. Exact. Brand-uri la preț de H&M. Cam astea au fost hainele. Da, chiar am fost, eu cred că am fost mega decenți. Eu adică... cred că calitatea asta este ceva important. Ce? Și am lăsat și ce. Ah, dar nu știu că am început să fac ordine în casă. Și să strâng din lucruri pentru că, așa cum v-am anunțat pe vlogul lui Marian, urmează să ne mutăm, să ne luăm și noi casă în câteva luni. Și am început deja să strâng și am făcut și fetei o cutiuță cu chestii, cu lucruri și așa și am pus acolo că n-ai vară. I-am luat o hăinuță cu care scrie Love New York. Neagră pe care scrie Love New York, cum scrie pe tricou Georgiana. Exact. Tot de la Georgiana, tot din China ta. Am luat-o de la Calvin Klein. Da. Am luat-o de la cel mai scump mall. Se vede și pe ea. E aici. Nu se vede de haine. Da. Bun, continuăm. Sperăm că v-a plăcut vlogul. Știu că îl așteptați. Nouă ni se pare că ne-am luat niște haine faine. Ni se pare că am făcut un deal bun, că am cumpărat chestii de calitate la un preț foarte bun. Dacă aveți în plan să mergeți în state, recomandarea noastră este să mergeți cu un bagaj gol sau să vă cumpărați de acolo un bagaj. Ne-am cumpărat un troller de acolo, am plecat cu unul singur, uite, pe ăsta nu l-am arătat, dar e tot așa pus. Da. Am cumpărat un troller de la Samsonite pe care am dat $130. În România e 300. Da, deci l-am luat foarte bine. Nu, ni se pare, așa cum am spus, că am luat niște chestii foarte faine la un preț foarte bun, deci cam asta a fost vlogul de astăzi, nu, Marian? Da, vreau să zic că noi în Miami am fost la Sawgrass Mills Mall. Da, și care este al 11-lea ca dimensiune din Statele Unite, așa a scris Bunescu pe blogul lui. Dacă ne-am mințit, vă mințim și noi pe voi. Și New York ne-a recomandat cineva la Sikaukus.
Seacous. Poate vă rog. Seacous, cred, dacă nu am fi făcut un typo când l-am notat, outlet. Și că e la fel de, hărțuri la fel de bune ca la mall-ul ăla din Miami unde da, am fost. Da, noi în New York nu prea am făcut cumpărături, adică am intrat la Macy's și la ceva cu 21, nu mai știu, Century 21. 21 Century, da. Da, 21 Century, yeah. Da, de acolo am luat maică-mi un portofel de la Decani foarte, foarte fain, la un preț bun. Așa. Dar n-am intrat în mall-uri sau ceva, n-am fost în mall-uri, am intrat în magazine gen pe stradă, dar erau scumpe, adică nu era nimic să zici, bă, merită, cum am ajuns în mall-ul ăsta din Miami, unde eram amândoi căpiați, adică am fi stat acolo, cred că 3 zile, pur și simplu, astea au fost haine pe care le-am cumpărat pe grabă, nici măcar nu le-am probat, adică în afară de pantalon n-am probat nimic, eu cel puțin am probat. Și mi-ar plăcut să mai stau, ca să pot să le mai bibilez, să mai uit, să mai probez, să... Se vede că americanii au inventat consumerismul, frate, adică incredibil, incredibil, ce, cum știu să te manipuleze să cumperi cât mai mult. Da, surprinzător, n-am cumpărat nimic electronic, nu mi-am cumpărat. Pentru că am de toate. Dar nici nu era prețul foarte... Da, prețurile erau cam la fel ca în România și era complicat pentru mine dacă luam din state, că după aia eu le luam pe firmă și trebuia să plătesc taxele după aia. Și era și ajungea tot acolo, practic. Deci cel mai ok am rămas plus bagajele, care oricum au fost, am plătit extra și așa și am zis că mai bine stăm liniștiți. Bun, ăsta a fost vlogul de astăzi, sperăm că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări sau comentarii, le puteți lăsa în comentarii. Întrebări sau comentarii. Dacă, nu știu, aveți recomandări pentru următoarea noastră vizită în state, ne puteți lăsa la fel în comentarii, că plănuim să mai plecăm, nu știu, dacă nu la anul peste 2 ani, sigur, vrem să mai ajungem în state. Sperăm că v-a plăcut și ne vedem în vlogul următor. Cât de curând, sper eu. Da. A fost tare, frumos, elegant, corect. Ai vreo completare, Georgiana? Da, nu uita să ne dați follow pe Instagram. Mariciu, Georgiana Ionescu și neapărat Sasha Doarme. Trebuie frumos, dă-te să o vadă. Hai mă să o vadă, hai mă Sasha, închide uite tu aici. Vlogul mă, tată. Mă. Aici, spune-le. Sasha Doarme. Să-mi dați, vă rog frumos, follow pe Instagram, pe Sasha Doarme. Este cea mai fashionistă dintre toți. Da, da. V-am pupat de data viitoare.